La nici un sfert de oră după începerea mitingului împotriva purtării măștilor în școală, deja a venit poliția locală pentru a interzice acest miting la Mangalia în fața Casei de Cultură. Deja vor să îl aresteze, îi arestează pe cei. Poliția locală este foarte violentă. Forțele de represiune văd că acționează ca în orice dictatură, fără a lăsa oamenii să-și spună părerea pașnic. Oamenii protestează în piață. Vreau să înregistrez momentele astea pentru că trebuie să fie dovezi și pentru viitor ce se întâmplă în momentul ăsta acum aici. A trebuit să-i filmați că nu s-au legitimat. Ei nu se legitimează niciodată. Și probabil... Și sunt obligați, toți suntem obligați să avem legitimații la muncă. Exact, da, da. Suntem pe nicăieri, iar ei n-au nimic. Da, ei n-au, nu s-au prezentat cu nimic. Nu se face așa ceva de față cu copiii. Până la urmă să vină protecția copilului aici, că vorbim de drepturile copilului. Da. Cu spray lacrimogen undeva unde sunt adunați copii, dar nu... A dat cu spray lacrimogen. Bineînțeles că l-are în mână, filmații că l-are în mână. Nu se poate așa ceva să te repezi, să faci copiile. Practic, nici nu este un copil. Cei care au vorbit se legitimează. Mitingul a fost foarte pașnic. Probabil că ce se întâmplă aici o să se întâmple în toată țara și în multe alte locuri din lume. Am să închei videoclipul ăsta pentru că discuțiile continuă, foarte violent.